capitolul 2, 37 din Cartea Faptele Apostolilor. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Voi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul apostolilor, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei au stăruit în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică. Și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau goarele și averile și banii îi împărțau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și ultimul verset zice: ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Amin.